toți cei ce deschid în Scripturi să le deschidem la Evanghelia după Matei, la capitolul 19, vom citi de la versetul 27 la 30. Evanghelia după Matei, capitolul 19, la versetul 27 la 30. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnia al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde pentru numele meu va primi însoțit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi și surori, este o bucurie pentru noi să fim în casa lui Dumnezeu. Amin. Este o bucurie să avem între noi pe Domnul Slavă, pe Cel ce este viu în vecii vecilor. Și l-am simțit că este aici. Și cred că în seara aceasta ne-a ascultat rugăciunile. Cred că a primit jertfa laudelor. Cred că ne va învăța și în continuare ne va dori putere ca să putem să trăim și să împlinim voia lui Dumnezeu, ca să putem să moștenim viața veșnică împreună cu El. Slăvit să fie Domnul! Amin! Când m-a sunat fratele Iulian, am încetat să fim cu dumneavoastră, să fim la părtășie, frați și surori, să ne învățăm să trăim după cum vrea Dumnezeu, după cum ne vrea Dumnezeu, pentru ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog și în seara aceasta, și vă rog și pe dumneavoastră să vă rugați. Le spuneam de atâtea ori, fraților, dacă dorește cineva ceva din partea lui Dumnezeu, atunci când se ridică cineva ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va dori. Știți când? Când se va ruga. Și îi va spune: Doamne, vreau să-mi spui și mie ceva în seara aceasta, sau în dimineața aceasta, sau ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, și doresc și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie un cuvânt care să ne fie de folos tuturor pentru pregătirea noastră, a întâlnirii noastre cu Domnul nostru, slăviță-i din numele. Așa cum obișnuim, și nu este un lucru rău să ne urăm lucruri bune așa când intrăm dintr-un an în altul sau la evenimente, de data aceasta, pentru că nu a trecut mult de când am intrat în noul an și fiecare dintre noi dorim să ne salutăm și cele mai bune saluturi sunt din cuvântul Domnului. Aș vrea și eu în seara aceasta să vă spun că am intrat în un an nou aici, dar noi știm că trăim într-un an nou. Știți care este noul an al nostru, frați și surori, și care spune asta? Noi de când am întors la Domnul, suntem în anul de îndurare a Domnului, până vom ajunge în Împărăția Lui. Dar pentru că așa este bine să ne salutăm în numele Domnului, să ne încurajăm de drumul acesta, vreau să vă citesc câteva cuvinte de încurajare pentru anul acesta, pentru timpul care vom mai petrece aici pe pământul acesta, și vreau să vă citesc din Cartea I a Împăraților, din capitolul 2, unde David îi spune lui Solomon niște cuvinte atunci când David trebuia să plece prin lumea aceasta. Capitolul 2, versetul 2 și 3 spune așa: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să îi izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Doamne, ajută-ne tuturor să putem să împlinim legile, să facem voia lui Dumnezeu, să ținem hotărârile lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da biruință, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, am gândit la acest cuvânt și este un cuvânt care l-a rostit Domnul Iisus Hristos la o întrebare a lui Petru. Cunoaștem fiecare dintre noi această pildă a tânărului bogat, când Domnul
le pune înaintea ucenicilor și în urma ceea ce i-a spus Domnul Iisus despre acest tânăr bogat, a venit o întrebare din partea lui Petru, care și noi de multe ori și poate și atunci când ne-am întors la Dumnezeu, și atunci când ni se oferă ceva, când vrem să mergem undeva, să lucrăm undeva sau să facem alte lucruri, ne punem această întrebare. Ce ni se oferă în schimb? Ce ni s-ar da în schimb? Noi te-am urmat, a spus Petru. Doamne Iisuse, noi am lăsat totul și te-am urmat. Am lăsat totul, am lăsat mrejele, am lăsat marea. Te-am urmat. Dar, spune Sfânta Scriptură, Petru a spus, ce răsplată vom avea? Și nu este un lucru rău, frate și surori. A fost ceva rău în întrebarea lui Petru? A spus Domnul Iisus, Petre, lasă că nu trebuie să știi tu acum lucrul acesta. Nu, frate și surori. Nu a fost un lucru rău cu întrebat Petru lucrul acesta. Domnul Iisus i-a dat un răspuns, spune Sfânta Scriptură, adevărat, adevărat îți spun că atunci când va veni Fiul Omului, spune Cuvântul lui Dumnezeu, pe scaun, când va sta Fiul Omului pe scaun de domnia mării sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care v-ați urmat, spunea Domnul Iisus, deci ședea pe scaun, cele 12 scaune de domnie, și oricine continuă. A lăsat casă, fras, va primi aici în subiect. Aș dori din toată inima, n-aș vrea să vorbesc de lucrurile acestea în seara aceasta, aș vrea să vorbesc de astfel alte lucruri, tot de aici din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi știm și am văzut că dacă am lăsat pentru Dumnezeu, am lăsat tot ceea ce am avut Dumnezeu, nu l-aș fi frați în subiect, cei care au venit din lume și cei care nu au fost din familie de credincioși, Dumnezeu le-a dat însuțit, frați și surori. Pentru că Dumnezeu și Domnul Iisus să ține de cuvânt. Slăviți să fie numele Lui. Aș vrea în seara aceasta, pentru că spunea cuvântul Domnului și remarca Domnul Iisus Hristos la înnoirea tuturor lucrurilor, nu acum. La înnoirea tuturor lucrurilor spunea, voi veți ședea pe cele 12 scaune de domnie. Aș vrea în seara aceasta să merg pe această linie, anoirea tuturor lucrurilor și aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem. Atunci, dacă lucrurile vor fi noi, toate lucrurile vor fi noi, spune Sfânta Scriptură, Domnul Iisus a dus să pregătească lucruri noi. Noi cum trebuie să fim? Ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Oameni noi. Am intrat în noul an și vreau să vă întreb. Cum sunteți, oameni vechi? Cum suntem? Oameni vechi sau suntem oameni noi? Este un nou an. Cel vechi s-a dus. În anul trecut, cum am fost? Oameni vechi? Sau suntem oameni noi? Sau trăim ca niște oameni noi? Aș dori în seara aceasta să mergem în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă până în seara aceasta sau încă o mai fost lucruri vechi, vrem să fim la înnoirea lucrurilor în Împărăția lui Dumnezeu. Vrem să fie pentru noi un nou an și noi oameni noi. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, unde trebuie să fie înnoirea. Unde trebuie să aibă loc înnoirea noastră, frați și surori, pentru că cu gândurile noastre vechi, cu trăirea noastră veche, cu ceea ce este vechi și ce a fost vechi în noi, nu vom putea ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură în Romani, la capitolul 12, versetul 2. Și să citim câteva cuvinte, să vedeți unde trebuie să aibă loc înnoirea. Să nu vă potriviți chipului deacului acestea și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Unde trebuie să fie înnoirea? În minte. Mintea trebuie să fie înnoită. Dar de ce, frați și surori? Cum am gândit noi? Cum gândim noi adeseori? Cum este gândirea noastră? Coloseni, capitolul 1, cu 21. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cum am gândit, cum erau gândurile noastre. Și de ce este nevoie de înnoire în mintea, la nivelul minții. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin
gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăca, acum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă s-au înnoit gândurile noastre, gândurile noastre au fost rele și Dumnezeu vrea să fie înnoire la nivelul minții noastre, cum trebuie să gândim? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Filipeni, la capitolul 2, de la versetul 5 la 11, și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie să gândim. Și dacă n-am gândit până acum așa și am crezut că suntem oameni noi și am gândit altfel, frați și surori, aș dori în seara aceasta Domnul să ne ajute fiecăruia. Să putem să gândim în felul acesta în care ne spune Sfânta Scriptură. Și spune versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Spune El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și mai departe s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și mai departe, ce face gândul lui Hristos în noi? Spune mai departe cuvântul Domnului, că El s-a făcut, la înfățișare a fost găsit ca un om. Gândul lui Hristos ne ajută la smerenie. Atunci când trăim cu gândul și avem în noi gândul lui Hristos, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Frați și surori, cum suntem în seara aceasta la nivelul gândurilor noastre? Cum gândim? Gândim cum a gândit Hristos? Sau gândim altfel? Mai sunt altfel de gânduri care ne vin și de multe ori spun oamenii, dar și eu pot să fac ceea ce face celălalt. Sunt gânduri, frați și surori. Dar Biblia nu spune așa. Spunea Domnul Iisus Hristos, El s-a smerit. Și Apostolul Pavel spunea fiecare să aibă o părere mai înaltă, să n-aibă o părere mai înaltă despre sine. Și fiecare să dea întâietate celuilalt. Care este gândul? Este în noi. Gândul acesta, anul acesta, frați și surori. Putem să gândim în felul acesta, vă rog, ca Domnul să ne ajute, să putem, la nivelul minții, a gândurilor noastre, să gândim așa cum o gândim Hristos. Să putem să ne bucurăm de această înnoire care Domnul Iisus Hristos a adus în viața noastră și dorim din toată inima Domnul să ne binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că mai este nevoie de înnoire și în altă parte, nu numai la nivelul minții. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 16. Să vedeți ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, poate spunem, noi am fost înnoiți. Când ne-am întors la Domnul, am lăsat toate lucrurile, ne-am înnoit și suntem oameni noi. Așa putem să spunem și, dacă este așa, slăvit să fie Domnul. Dar spune Cuvântul de aceea, noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul dinăuntru se înnoiește când? Numai când ne-am botezat? Sau când avem o problemă? Spune, în fiecare zi, frați și surori. De aceea doresc din toată inima Domnul să ne ajute să înțelegem că este nevoie de înnoire în lăuntru nostru, în omul din lăuntru și în fiecare zi, spune Sfânta Scriptură. Dar de ce? Cuvântul Domnului, în cine? Cine face această înnoire în noi? Cum ajungem la înnoire? Cuvântul Domnului ne arată în versetul 17 din capitolul, din 2 Corinteni, capitolul 5, spune că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus? Frați și surori, mai sunt lucruri vechi în viața noastră? Mai ne întoarcem din nou la lucruri vechi? La lucrurile care le-am făcut? Sau trăim ca niște oameni noi? Doresc din toată inima în seara aceasta Domnul să ne ajute. Amen. Să putem să înțelegem, pentru că vom vedea în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune cum este omul nou, cel care este în Hristos, Efeseni, capitolul 4, versetul 23 și la 32. Să vedeți cum este și dacă un om nou, este în felul acesta. Aș vrea fiecare dintre noi să înțelegem că este nevoie să trăim ca niște oameni noi. Să vă noiți în Duhul minții voastre. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut cum vreau eu. Cum vreau eu? Nu. Nu-i om nou. Nu sunt schimbat dacă trăiesc cum vreau eu. Și spune după chipul lui Dumnezeu.
de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul, frați și surori. Și aici spune un cuvânt care e foarte greu pentru noi de multe ori și ne este greu să recunoaștem de multe ori. Ne este greu să recunoaștem de multe ori, dar spune Biblia, de aceea lăsați-vă de minciună. Atunci când nu spunem adevărul unul la altul, la frați, nu mai vorbesc la oameni. Că de multe ori unii folosesc și spun minciuna, este un mijloc de a scăpa dintr-o împrejurare. Frați și surori, nu. Nu este adevărat. Minciuna ne afundă mai mult. Niciuna nu spune Biblia. Fiecare dintre voi să spună aproapele sau adevărul. Pentru că voi sunteți mădulare unii altora. Înnoire, în omul din lăuntru, chipul lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Așa arată omul nou. Un om după chipul lui Dumnezeu înnoit. În fiecare zi trăiește în adevăr, spune adevărul și face voia lui Dumnezeu din inimă. Doresc din toată inima binecuvântarea Domnului peste noi toți. Aș dori Domnul să ne ajute tuturor, frați și surori. Aș vrea, în primul rând, să-mi vorbesc mie și să pot să împlinesc din cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce Dumnezeu ne cheamă la împlinire. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Spune Sfânta Scriptură că a venit un om la Domnul Iisus, vorbim adesea despre El. Și acesta este Nicodim. Și copiii cunosc despre El. Și a venit la Domnul Iisus Hristos noaptea, spune Biblia. Și a zis, Doamne, ce trebuie să fac ca să mă ține? Știu că ești un om venit de sus. Nu învață nimeni cum înveți tu. Și a zis Domnul Iisus, Nicodime, dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei intra în Împărăția Lui, nu vei vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă nu te naști din apă și din tu, nu vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Nașterea din nou. Ce înseamnă, frați și surori? Ce înseamnă să fii un om născut din nou, ca să devii un om nou? Nu? Transformat din ceea ce am fost în un alt om. Ce spun oamenii despre noi astăzi? Poate auzim de multe ori, în dreptul unora, omul acesta s-a pocăit, dar nu se vede nicio schimbare în el. Nu se vede nimic transformat în el. Are tot aceleași nervi, are tot aceleași vorbe, are tot aceleași apucături, frați și surori. În seara aceasta doresc să înțelegem, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, în lucrurile noi făcute de Dumnezeu, nu intră lucruri vechi. Nimic întinat și scurt, ca spune cuvântul lui Dumnezeu, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea noi, oameni noi, curați, sfinți, oameni trăind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute tuturor. Vreți din toată inima Domnul să ne întărească în privința aceasta, pentru că suntem chemați în toate lucrurile, frați și surori, să se vadă schimbare în noi, în purtare, în vorbire. De atâtea ori se vorbește cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Dar de multe ori acceptăm, de multe ori acceptăm să ni se dea alte învățături, de multe ori îmbrăcăm alte haine din partea altora și nu mergem pe această linie a cuvântului Dumnezeu în care să putem să rămânem statornici, frați și surori, să nu ne clătinăm și aș dori seara aceasta Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi. Pentru că atunci când Dumnezeu își face numele de slavă, când Dumnezeu coboară în viața noastră, Dumnezeu transformă. Noi trebuie să ne lăsăm, să ne lăsăm transformați. Haideți să vedem, poate spune cineva, dar de multe ori nu pot. Aș vrea să vă spun că la înnoire nu putem lucra singuri. La înnoirea vieții noastre nu putem lucra singuri și spune Sfânta Scriptură, dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, în Tit, capitolul 3, cu versetul 5, să vedeți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă Duhul Sfânt face înnoirea în noi, cum pot să mai trăiesc tot așa ca înainte? Dacă Duhul Sfânt e în viața mea și Duhul Sfânt a venit o zi în viața mea și a transformat viața mea, pot să mai trăiesc din nou, să mă întorc la lucrurile vechi, la ceea ce am făcut înainte, frați și surori, nu? Și doresc din toată inima, atât pentru mine, cât și pentru dumneavoastră toți, cei care suntem aici, să putem să înțelegem că și trebuie să trăim ca niște oameni noi, transformați de Duhul Sfânt, ca să putem să ajungem la lucrurile noi în Împărăția lui Dumnezeu și doresc din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu de ființele noastre.
Spune Sfânta Scriptură despre un om care vorbim adesea despre el. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură la el și vorbim despre David. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre omul acesta, că a fost o zi în viața lui și dacă deschidem în cartea întâia lui Samuel, la capitolul 16, când Samuel a fost trimis de Dumnezeu în casa lui Isai pentru a unge împărat, Samuel n-a știut cine este cel care trebuia să fie uns împărat, dar spune Biblia, după ce s-au terminat toți copiii lui Isai, spune Sfânta Scriptură că a întrebat, nu mai e niciunul. Și a spus, mai am unul. Care este la oi? Cheamă-l să vin aici. Spune Sfânta Scriptură, când a venit David, Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și până când. Și în celelalte următoare, spune Sfânta Scriptură, și Duhul Sfânt l-a însoțit. Când ne însoțește Duhul Sfânt, fraților, pe noi? Ce spun oamenii despre înnoirea aceasta care este în noi? Ce mărturisesc cei din jur despre noi? Pentru că vreau să vă spun că despre David a mărturisit un om lucruri mari. Când i s-a cerut și Saul a cerut să-i aducă un cântăreț, pune că unul din slujitori a mărturisit despre David niște lucruri mari. Și nu cred că nu erau adevărate. Erau adevărate pentru că le scrie Sfânta Scriptură. Spune Sfânta Scriptură în versetul 18, unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată am văzut pe un fiu al lui Isai Betlehemitul care știe să cânte, este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el, slăvit să fie Domnul. Mă rog ca Domnul să ne ajute, să fie cu noi, să fie între noi, să fie în viața noastră, să trăim ca niște oameni noi. Pentru că un om nou, frați și surori, dorește să se apropie de Dumnezeu. Dorește să-și păstreze acest lucru în viață. Și cum putem, frați și surori? Prin credința în Domnul Iisus. Domnul să ne ajute tuturor. Pune Sfânta Scriptură că un om nou trece și la fapte. Și se spuneau, să recitau poezii în seara aceasta, că omul nou, omul cel care este făcut după chipul și asemănarea Domnului, îl întrece și la fapte. Spunea cuvântul Domnului și găsim scris în Filipeni la capitolul 4 cu versetul 10. Apostolul Pavel vorbea despre aceste lucruri, arăta aceste lucruri a unor oameni care au început în viața lor să pună în practică faptele și credința lor și spune, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Frați și surori, să înnoiesc în noi aceste simțăminte, de a simți cu cei de lângă noi, de a putea să punem în practică aceste lucruri. Și doresc din toată inima Domnul să ne ajute să putem să înțelegem că omul nou pune în practică credința. Sunt oameni care le place foarte mult să vorbească. S-a ridicat odată un frate și a spus, da, e adevărat, dar credința fără faptă este moartă. Și a spus, e adevărat, dar dumneata, ai pus-o în practică. Pentru că este foarte ușor să spunem la alții. Este foarte ușor să dăm la alții, să facă alții. Dar Biblia spune că omul nou, omul care este noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul care are în viața lui trăirea aceasta, este omul care simte cu aproapele lui. Doresc din toată inima, frați și surori, în seara aceasta, Domnul, să ne ajute să înțelegem. Pentru că El este același care ne-a chemat la această lucrare și ne vrea cu El în împărăția Lui. Aș vrea în seara aceasta, am spus câteva lucruri din cuvântul Domnului, să vedem dacă sunt în viața noastră, dacă suntem înnoiți. Dar vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu ne arată cine nu mai poate fi noi. Și poate ne vom întreba și vom spune, Doamne,
dar noi am fost înnoiți, nu mai vrem ca să ajungem în situația aceasta. Sunt oameni care ajung. Și Biblia spune că sunt oameni care nu mai pot fi înnoiți. Cuvântul Domnului în Evrei la capitolul 6, de la versetul 1 la 6, ne arată cine nu mai poate fi înnoit și cine sunt oamenii aceștia, cei care nu trăiesc ca niște oameni noi. De aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătură despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Că cei ce au fost luminați, spune cuvântul Domnului, și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Ascultați ce spune. Și care totuși pune, au căzut, este cu neputință să fie înnoiți, iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit, spune Sfânta Scriptură. Doresc din toată inima, frați și surori, în seara aceasta, să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ajute să rămânem tari în credință. Dacă am ajuns la înnoirea minții, dacă am ajuns la înnoirea omului din lăuntru, dacă am ajuns să fim oameni care cunoaștem voia lui Dumnezeu, înnoiți în cunoștință, în credință, în fapte bune, dorim ca Domnul să ne ajute să nu cădem, să rămânem, că cei care sunt înnoiți și oamenii noi, în Hristos, vor moșteni cerul, viața veșnică împreună cu El. Mă rog în seara aceasta, Domnul, să ne ajute tuturor să rămânem credincioși. Și din toată inima Domnul să ne ajute să fim așa cum am fost la început. Oameni, gata oricând să-L slujim pe Domnul. Gata oricând să ne sacrificăm pentru lucrarea Domnului. Gata oricând să răspundem chemării Domnului. Frați și surori, este bine să fim în casa lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că examenul nostru este afară. Aici suntem foarte bine, fiecare dintre noi. Dar afară, acolo între oameni, acolo unde trebuie să-L purtăm pe Iisus, acolo unde trebuie să-L dovedim pe Domnul Iisus, acolo unde trebuie să arătăm bunătatea lui Dumnezeu, acolo trebuie să-L arătăm pe Iisus ca oamenii să vină la pocăință. Ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu cu noi aici, frați și surori, este mântuirea oamenilor. A tuturor oamenilor, a celor mai mulți oameni, lasă-te la îndemâna Domnului. Lasă-te să fii condus de Duhul lui Dumnezeu pentru mântuirea celor din jur, chiar dacă cere sacrificii, chiar dacă cere lucruri care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, veți fi batjocoriți de oameni, veți fi duși în sinagogi, bătuți, dați afară, pentru numele meu, spunea Domnul Iisus, dar răsplata voastră va fi în cer. Știți care a fost răspunsul la întrebarea lui Petru? Petre, mai mult decât scaunii de domnie, mai mult decât toate lucrurile de aici și de pe pământ, vei primi dincolo viață veșnică. Slăvit să fie Domnul! Doresc din toată inima Domnul să ne ajute să rămânem cu gândul acesta, că dincolo Iisus ne va răsplăti cu viață veșnică, cu mântuirea sufletelor noastre. Lăudați să fie Domnul! Amin! Amin.